ce vrei să-ți renoiești garderoba de toamnă, iară? Chiar mă uitam la o cămășuță care mi-a plăcut, mi-a atras atenția. Și niște tenisei, cum se poartă acum, pe negru, că se potrivesc la orice. Îmi place genul mai vintage. Da, am văzut, chiar am văzut niște tenis, un model frumos, plută, talpă din plută și prin afară, pe afară din piele. A venit toamna, așa că doamnele și domnișoarele au început să caute prin magazine ultimele tendințe. Magazinul nostru vă așteaptă cu o nouă gamă de produse, atât de zi cât și de seară, și cu noua colecție de cămăși body. Anul acesta se poartă notele romantice, materialele vaporoase sau mulate cu imprimeuri florale sau culori uni. Pielea este materialul preferat al sezonului, iar culorile pornesc de la bleu, grena sau turcoaz. Îmi caut încă, abia am ajuns la târg și... Ce ați luat din raft? Și vine toamna, o haină subțire de piele. Vă renuiți garderoba de toamnă? Păi nu. De la hăinuțele de piele ne uităm și la cele de blană. Piesele impunătoare realizate din diverse blănuri reprezintă și ele un must-have al garderobei de sezon. Cum vi se pare hăinuța? Foarte frumoasă. Aveți de gând să o achiziționați? Da. La ce preț este? Asta este la în jur de 2500 de lei. În magazinele de încălțăminte trebuie neapărat să vă uitați după perechile cu șiret. De toamnă, pantofi în primul rând. Pantofi, da, ne interesează, de piele, dacă se poate. Se poartă pielea naturală cu imprimeuri animale, iar culorile din acest sezon sunt galben, maro, roșu și nuanțe de verde-albastru. Pentru toate ocaziile și toate vârstele, că știți cum trebuie să ne simțim în primul rând foarte bine și calaputul foarte bun. Și fiind marfă românească, în primul rând, calaputul e foarte bun, să știți. În primul rând se poartă genul acesta, da, cu o talpă puțin mai grosuță față de balerino. Care și cu o talpă mai subțire, care sunt foarte eleganți și foarte comozi. Foarte multe imprimeuri, colorate, diversificate, ca să poată să asorteze clientul la mai multe. Ținutele nu ar fi complete fără accesorii, iar acestea trebuie să fie cât mai colorate și să aibă inserții de broderii. Anul acesta se poartă foarte mult colorat, se poartă foarte mult broderia, se poartă înflorat, dar, deci, în special, lucrurile brodate. Să nu îi uităm însă nici pe domnii cărora le spunem să fie îndrăzneți în sacouri de culori vii. Sacourile, din ce în ce mai mult culorile îndrăznețe, unde se pot asorta sau face combinații de culori în așa manieră să fie plăcut ochiului, adică de a atrage atenția persoanelor din jur. Dincolo de orice tendință, detaliul cel mai important este starea de bine, care ar trebui să ne însoțească indiferent de sezon.